Elevii școlii generale din Barohia Zăvoi, județul Caraș Severin, vor avea din acest an școlar un cabinet de religie și în același timp un loc de rugăciune. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a sfințit astăzi, după oficierea unei slujbe de tedeu, capela instituției cu hramul Sfinții Trăierarhi. Totodată au fost binecuvântate și sălile de curs, dar și grădinița din curtea unității de învățământ. Mulțumim domnului director Ion Pârvu, care s-a ostenit foarte mult pentru amenajarea în cadrul acestei școli a unei capele, a unui paraclis, care va fi și laborator, cabinet de religie. Mulțumim cadrilor didactice care ostenesc în această instituție și, bineînțeles, primăriei Comunei Zăvoi și tuturor prietenilor acestei școli, profesori onorifici care au predat odinioară în această școală și care, iată, s-au mobilizat și împreună au lucrat pentru renovarea acestei instituții. Ne bucurăm că tocmai între cele două praznice de la începutul noului an bisericesc, nașterea Maicii Domnului și înălțarea Sfintei Cruci, am poposit duhovnicește în această școală și ne bucurăm de prezența multor credincioși, nu numai din parohia Zăvoi, ci din toate parohiile de pe frumoasa vale a Bistrei. Capela a fost amenajată în ultimul an, tot în această perioadă, școala fiind renovată și modernizată. Este a doua capelă pe care o construim în cadrul școlilor din Zăvoi. Eu aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor celor care m-au sprijinit să duc la bun sfârșit această realizare, această capelă din cadrul școlii noastre și rog pe Bunul Dumnezeu să le dea multă sănătate, putere de muncă în tot ceea ce fac pentru binele pe care l-a făcut în această școală. Este o bucurie deosebită că în cadrul Episcopiei Caransebeșului pe Valea Bistrei, iată s-a binecuvântat, s-a sfințit al treilea altar al învățământului religios după capela din Oțelul Roșu de la Liceul Bănățean, apoi capela de la Școala Generală din Măru, iată în Școala din Zăvoi există această capelă, unde întotdeauna legăturile directorului și a tuturor celor care învață copiii au fost în mod deosebit cu biserica legate și aici în cadrul școlii, dar nu numai în cadrul școlii. La slujba de sfințire au participat cadre didactice și elevi, autorități locale, dar și credincioși din comune.